Bună ziua tuturor! Acum un an, preluând mandatul de procuror general, am stabilit o serie de prerogative, realizarea căruia a devenit prioritate pentru procuratură. Despre ce mi-a reușit împreună cu echipa să realizăm în decurs de un an, voi prezenta în cadrul briefing-ului de astăzi. 1. Neimplicarea în politică și stoparea hărțuirii oponenților politici. La început de mandat am anunțat că procuratura nu se va mai implica în politică. Mulți așa și nu mi-a înțeles mesajul și până astăzi speculează la acest subiect. Având o vastă experiență de activitate în organele procuraturii, dar și în politică, am constatat că de la independența Republicii Moldova, cu mici excepții, procuratura niciodată nu a fost o structură independentă. A fost o bită utilizată intens pentru înlăturarea și înhibarea opoziției, a oponenților politici, iar în ultimii ani a fost activ implicată în crearea majorității politici. Să privim pentru puțin în istorie, ca să vă convingeți că nu a fost o perioadă în care opoziția politică nu ar fi fost cercetat penal. Prima provocare a fost să schimb această tradiție defectuoasă și nedemocratică, fiind imperios necesar de a delimita strict activitatea procuraturii de procesele politice. La distanță de un an, pot să declar cu responsabilitate că acest lucru ne-a reușit. Este prima dată de la independența statului, când procuratura a început să-și realizeze menirea fără ingerințe politice, devenind o structură cu adevărat independentă și de sine statătoare. Cu siguranță că vor exista mulți sceptici care vor pune la îndoială acest fapt și vor interveni cu propriile concluzii. Este dreptul lor. Pentru mine însă contează că noi am atins acest scop și acest lucru a fost resimțit atât de către corpul de procurori care a avut posibilitatea să ia decizii în baza legii și nu în funcție de conjuncturile și procesele politice în țară. Ar fi de necrezut, dar în decursul acestui an, la luarea deciziilor, instituția nu a privit nici spre președinție, nici spre parlament și nici spre guvern. Toate colaborările noastre au decurs în cadrul platformelor oficiale sau a întâlnirilor care au avut loc la inițiativa mea în scopul promovării unei proiecte de lege, vizând activitatea instituțională sau soluționarea unor chestiuni de ordin tehnico-material. Fapt pentru care le sunt recunoscător. Fără îndoială că anume o atare abordare poate asigura supremație legii, respectă principiul constituțional al separației puterilor de stat și garantează respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor. 2. Dosarea la comandă. Nu mai este un secret că ani la rând procuratura a fost un instrument care la ordin porneau pe bandă rulantă dosare împotriva politicienilor în comos, activiștilor civici, jurnaliștilor, avocaților, oamenilor de afaceri, primarilor. Șirul poate continua. Regimul prin intermediul procuraturii declarase război propriilor cetățeni. O țară întreagă a trăit în frică. Toți comunicau prin rețele securizate. Era și o vorbă atunci în vogă. Astăzi viața este frumoasă căci mascații nu au venit la mine, ci la vecini. Chiar și peste un an, este imposibil să conștientizăm amploarea acelui dezmeț. Destine distruse cu miile, sute de persoane arestate și condamnate, filarea și interceptarea totală, a tot și toate. Astăzi vreau vă asigur că am pus punct acestor lucruri și tare sper că acele vremuri nu se vor repeta. În calitatea mea de procuror general, vă garantez că pe durată mandatul meu nu a fost pornit niciun dosar la comandă și nici nu o persoană, niciun grup de interese nu a fost în stare să influențeze luarea vreunei decizii în procuratură. Timp de un an, nicio persoană nu mi-a s-a adresat pentru a interveni favorabil pe vreun dosar. Toate deciziile au fost luate strict ieșind din procedurile legale. 3. Blocarea afacerilor și persecutarea business-ului. Relații dintre procuratură și business. V-aș adresa o simplă întrebare. Dacă au fost în istoria Republicii Moldova vremuri
în care organele de drept nu s-ar fi implicat în activitatea de afaceri. Din păcate, s-a implicat mereu, sub lozincă, câștigați voi să vă împărțiți cu noi. Ce s-a întâmplat în ultimul an? Procuratura a uitat de business. Mai mult, am reușit să eliminăm orice implicare în afaceri din partea organelor de drept. Timp de un an nu a fost arestat niciun om de afaceri. Numărul percheziției și altor măsuri speciale de investigație s-a redus de 10 de ori, iar niciun agent economic nu i-a fost sistată activitatea. Anticipez și aici replicile oponenților, păi mare treabă. Dar să știți că acest lucru nu ne s-a dat ușor. La figurat vorbind, ne-am ciocnit cu sindromul de abstinență în sistemul de drept dependent, de asemenea practici, de reformarea mentalității procurorilor, dar și a celor alți reprezentanți organelor de drept. Chiar din primele zile de mandat, le-am interzis procurorilor să aresteze oamenii de afaceri, iar ei, din inerție zilnic, mă tot apelau să-mi comunica cu poliția, CNA sau VAMA, insistă la reținerea arestării vreunui businessman. Răspunsul era simplu, niciun fel de reținere sau arestare. Învățați să munciți fără aceste extremități. Am rezistat timp de o săptămână, pentru că mai apoi să nu mai intervine nimeni cu astfel de cerințe. Vremurile în care organele de drept erau generatori de probleme pentru mediul de afaceri, pentru că mai apoi să le propune soluția, a rămas în trecut. Procuratura s-a scos gheara din business. În calitate de procuror general, comunitatea de afaceri trebuie să știe că atât procuratura, cât și întreg sistemul organelor de drept nu se vor mai implica în activitatea voastră economică. Achitați impozitele, iar noi vom asigura protecția deplină drepturilor și interesele voastre. 4. Dosarele o comandă împotriva mediului de afaceri. Amploarea dezmețului și a egalităților comisiei în raport cu mediul de afaceri a fost atât de însemnată, încât și astăzi, la un an distanță, nu am reușit pe deplin să repunem în drepturi pe mulți reprezentanți agenților economici și businessmeni. Pe parcursul acestui an, noi am prezentat mai multe cifre și exemple. Pentru estimări doar în domeniul colectării și exportului de nuci, activitatea acelor 35 de agenți economici a fost paralizată, producția estimată la milioane de lei sechestrate, expirând între timp, zeci de companii și oameni de afaceri fiind ilegal trași la răspundere. Acest sector al economiei practic a fost distrus. Epopeea cu nucile s-a încheiat, iar acum fiecare poate liber să activeze în acest domeniu. Am încetat sute de dosare penale pornite în privința agenților economici și a oamenilor de afaceri. O parte dintre dosare aflate la reexaminare se mai află pe rolul instanțelor, care urmează să dea soluții în strictă conformitate cu prevederile legale. Știm că sunt încă multe instanțe înjudecate, dar vom insista pe accelerarea examinării lor. 5. Dosarele politice. Continuând subiectul dosarelor moștenite de la predecesori, nu pot să nu amintesc despre munca depusă de comisie pe care am creat-o în sensul evaluării dosarelor pretins politice. Ne-am asumat angajamentul să revedem o listă de 38 de dosare care au fost recunoscute de către comunitatea internațională ca fiind instrumentate pe criterii politice, deși, obiectiv vorbind, astfel de dosare sunt cu mult mai multe. Recunosc că nici aici nu ne-a fost ușor. Să vă imaginați doar cum a decurs procedura de schimbare a poziției procurorului care anterior a dus ancheta, a susținut acuzarea în instanță și a obținut sentința de condamnare. Și asta în condițiile în care nimeni nu au dreptul să atenteze la dependența procesuală a procurorului, ea fiind garantată de lege. Procedural și formal s-a acționat corect, dar în esență nu, ci asta pentru că, în primul rând, persoanele au fost urmărite penal doar pentru că erau împotriva puterii oligarhice. O parte din aceste dosare pretins politice a fost examinată de membrii comisiei de câteva ori consecutiv, fiind reevaluate pas cu pas, pentru a se lua o decizie justă și în conformitate cu legea. Astăzi ne este clară situația pe toate cele 38 de dosare. Soluția urmând să fie adoptată în scurt timp. Cât de mult nu ne-am dorit, dar toate chestiunile procedurale care parcurg
care judiciarul urmează a fi respectat. O altă cale de soluționare nu există. De aceea, cei care speră la o soluție imediată trebuie să înțeleagă că acest lucru nu depinde doar de procurori, ci de un set de formalități obligatorii. Important este că vom parcurge tot acest proces până la capăt. 6. Politica de cadre. În societate, la nivel de experți, anul împrejur am tot primit lecții despre politica de cadre din procuratură. Opiniile s-au împărțit în a elibera pe toți și a lua alți procurori. Celelalte tabără insistă la tragerea tuturor procurorilor răspundere penală și disciplinară. Se întâmplă în condițiile în care nimeni nu privește lucruri în esență și nu iau în calcul faptul că procurorul general nu are atribuții nici de eliberare, nici de angajare, nici de transferare a procurorilor, deoarece legea prevede clar că toate competențele vizând cariera procurorilor este prerogativa Consiliului Superior al Procurorilor. Este o absurditate transpusă cu succes în practică de reformatorii noștri care au prevăzut că procurorul general nu poate elibera din funcție un procuror chiar dacă aceasta, nemotivat, nu se prezintă la serviciu. Nu ne rămâne decât să insistăm proceduri disciplinare și luni de rând să insistăm pe concedierea acestor din sistem. Chiar și așa, am anunțat din start că procuratura nu este și nu va fi locul businessmenilor și al indivizilor lipsiți de bun simt. În urma controlelor am făcut o listă de procurori în cadrul procuraturii specializate cărora le-am cerut să demisioneze din organe. O parte dintre ei a dat curs îndemnul meu și a aplicat binevol. Alții au ignorat și continuă să saboteze activitățile, fiind în așteptare schimbărilor pe care cineva le-a promis că iată vom urma. Trebuie să dezamăgesc pe acest procuror. Nimic nu va poate salva. Procuratura și societatea nu au nevoie de astfel de procurori și mai devreme sau mai târziu veți fi eliminați din sistem și tras la răspundere. Chiar și în asemenea condiții am izbutit la schimbăm conducerea Procuraturii Anticorupție, PCCOX, Procuraturii Capitalei, UTA-Găgăuzia, Bălț, Cahul și altor procuraturi teritoriale. Toate remanierele s-au produs pe principii integrității și al meritocrației, iar odată cu ele este evaluat spre bine starea de lucru pe toate domeniile de activitate ale organelor procuraturii. 7. Lupta anticorupție. Califică fiind critici rezultatele anticorupției și suntem conștienți că mai avem de lucru. Totuși, cred că nivelul corupției din rândurile procurorilor a scăzut simțitor. Pe ce îmi bazez concluzia? 1. Am expus implicarea procurorilor în business, fapt care mereu avea loc din interes corupțional. 2. Am încetat să mai arestăm oameni de afaceri și să-i cercetăm penal, ceea ce la fel a diminuat riscurile de corupție. 3. Procuratura a încetat să se ocupe cu recuperarea datoriilor, ceea ce până nu demult era o practică obișnuită în activitatea de procuror, care prin dosarele penale rezolvă litigiile financiare dintre agenții economici și persoanele fizice. Anume, ultima categorie de dosare se află la un control aparte din partea conducerii Procuraturii Generale. Și toți procurori au fost atenționați despre consecințele constatării unor astfel de cazuri. Faptul că nivelul de corupție astăzi în rândurile procurorilor a scăzut, îl confirmă avocații, judecătorii și reprezentanții mediului de afaceri. Motoul pe care sugerez procurorilor în a se ghida, nici eu nu ia mită. 8. Furtul miliardului. Principală provocare pentru procuratura și întregul sistem de drept a fost investigarea fraudei bancare. Nu voi vorbi despre greutățile din anchetă, despre blocajele din partea organelor de stat și alte probleme. Am vorbit și am semnalat public nu o singură dată despre ele. Mă voi axa doar pe câteva rezultate concrete care insuflă speranță într-o investigare obiectivă și multilaterală a acestui dosar. 1. La începutul cercetărilor pe acest dosar, investigațiile în mod intenționat au fost deturnate pe o pistă greșită, aceasta fiind formale și mimate, atent că nu cumva se deranjează interesele adevăraților arhitecți și beneficiari al fraudei.
Спримарили ностру и регрет. Тоатя чести акцунь и рапусы на плекаре декетри фоште ноште коле. Прокурор, каря фос инлатурацинка акуман. А фос фальсификаты эпизоди интреч, сижеж де персуане, а фос иллегал трассовал распундере. Унили дентриели фин дежа кондамнаты и спешиндуши педепсили. Дой. În urma cercetărilor am stabilit că principal coordonator și beneficiar al furtului miliardului este cetățeanul Plahotniuc, căruia i-a fost înaintată învinuirea pe mai multe capete de acuzare, fiind arestat în lipsă și anunțat în căutare. Au fost întreprinse toate măsurile, inclusiv și pentru sechestrarea averilor acestuia din țară și de peste hotare. 3. A fost finalizată ancheta privind implicarea în schemă bancară a unei bănci comerciale, și a foștilor ei conducător. Până în prezent, această instituție bancară nu a figurat în investigațiile pe acest caz și asta chiar dacă anume implicarea acestei bănci a condus în cele din urmă la furtul a peste 2 miliarde de lei. Este în curs de investigație implicarea tuturor băncilor care au fost atrase în acest circuit ilegal, inclusiv unele din străinătate. Urmând a fi dată apreciere juridică și acțiunile factului de decizie al acestora, inclusiv și cetățeanul Șor, care până nu de mult a fost scutit de vizorul procurorilor. A fost pus sub vinuire întreg corpul de conducere a băncii naționale. Potrivit anchetei, BNM a avut un rol cheie în realizarea furtului miliardului, asigurând consilierea juridică a întregului proces. 6. Sunt sub anchetă companiile și persoanele care, în intervalul anilor 2009-2011, au scos prin înșelăciune din BEM 10 de milioane de dolari americani. 7. Sunt investigate și epizoadele vizând redistribuirea mijloace financiare eliberate de Banca Națională și transferate pe conturile companiilor afiliate lui Plahotniuc și Șor. Până în prezent, nici unul dintre epizoade pe care le-am enumerat mai sus nu a constituit obiectul vreunei investigații. Faptele respective în mod deliberat fiind acoperite sau cercetate pur formal. Fără a exagera, în decursul acestui an, pe dosarul vizând frauda bancară, s-au lucrat mai mult decât în ultimii 5 ani cumulativ. Da, s-a pierdut mult timp. O parte considerabilă a resurselor financiare a fost pierdută în rețeaua internațională a băncilor, dar totuși sunt sigur că dosarul va fi dus până la capăt. Cei vinovați vor răspunde în fața legii și vom reuși să întoarcem statului o bună parte a banilor furați. În tot cazul, se vede lumina de la capătul tunelului și știm că avem ce avem de făcut la etapa următoare. Foarte mult contez pe accelerarea examinării acestor categorii de dosare de către instanțele judecate. Anul care vine va fi determinant, în care vom prezenta deznodământul întregi scheme la care am muncit intens, reparând greșelile și falsurile intenționate ale celor care ani de rând, ani la rând, am mimat investigațiile pe acest dosar și respectiv reorientând ancheta pe o traiectorie corectă. Cer scuze. Dosarele de rezonanță. Timp de un an, am tot auzit reproșuri, precum că nu mai sunt dosarele de rezonanță în procuratură. Dar iată că pe timpul totul era normal în acest sens. Nu mă implic în dezbateri cu experți, cu sau fără ghilimele, care transformă zilnic albul în negru și demonstrează duble standarde. Pe de o parte, am trăit în condițiile unui stat capturat, când procurorii au persecutat oponenții regimului și au instaurat frică. Pe de altă parte, tot ei, vectorii de opinie, sunt cei care deplâng justiția de atunci, justifică abuzurile care au deservit sistemul oligarhic și constatate cât de bine mai lucra procuratura pe vremurile când zeci de judecători, polițiști, vameși, medici erau arestați. Dar, domnilor experți, arătați-mă măcar o sentință pe aceste dosare. Mi-e teamă că veți aștepta zadarnic. Și asta pentru că tot acel tevăluc de dosare era pornit și trimis în judecată nu pentru a condamna faptașii defilați în cătușe, ci pentru un show demonstrativ
Динт унису читець паралізати діфріка ілузія лупта і корупція. Пекінт місажу зільник трансміс вуалат іра алту. Динува вець супуне овець пецила фел. Дар тречим не межло читло досарили. Ну сунт мулти, дар єлі ніч пот фі мулти. Орну кантитатя, чи калітатя контяза. Досарул метал фероз. Ам прилуат ачес досар історик каря авут ачеш абордарі. У анкета формала. Черчитаря унор персуане не инсемнате. Пентру фапти ирелеванте. Ась досару есть ла этапа де финализаре. Инде курс дивун ан. Ам инвестигат туати активитате метолоферос дин ультиме три ань. Периодели антериуаре урмын тенка асифи афи черчитата. Ам констатат ка ла вензаре кумпараре металелор. Прин диферите схеме дубиасе. Компания дистата фос прежудичата кузеч де миллионе де доллар. Принципало бенефичара ачесо схеме шижав рьесте лафил фостул лидер ПДМ. Ун ал досар лотерея Молдови. Прин интермедиал органила де стат. Елобараре ша пробаре базе легислативе нечесаре а фос монополизат ин интересу унор компания афилиаты ун интрек секторал экономии челал жокур ле денорок. Результату партенериатулу публик-приват. Статул аратат винитурь де сути де миллионе делей. Анкета урмяза со стабиляской тот с организаторией ше бенефичари реал, реаль често транзакции. Дар ше се детермине респонсабилитате факту де дечизии, де индиферите структур де стат, каре ау контрибуют ла комитере и легалитетсло. Авем ше алте досаре, каре нантран категории чело де резонанса, дар каре вор фи фекуте публике, публичи ультериор, ин функция де эволюция черчтерево. Зече, принципи де активитате, леджа, ши пробаториул. Ин ачес биланс, ио практик ну ам дат цифри, пентру ка цифрили сунт релеванте, ши нечестива анализа серьез. Ам оферит дате, каре репрезинта анумите реализери, ши скопри стратегич. Декаре прокуратура, даже интрег системы УДДРЕП требуя со секундукой певейтор. Пентру прокуратура, а фос он ан экстрем де дефичил, пе фундал унор скандал легаты, де нумире прокурора генерал, инстабилитате политика, че кампания электорала. Тотош, ну не фос фрика, сэлуэм о серия де дечизи не популары, дар абсолют легали. Динкауза уни кризи де кредибилитате, фаца де прокуратура ше систему де дрепт. Multe dintre aceste decizii au fost puse la îndoială de societate. Mă refer aici la revizuirea dosarului Platon, la scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor, deputaților, altor figuranți pe dosare de rezonanță. Ni s-a reproșat că justiția ar scoate de sub urmărire penală și ar elibera criminale din închisori. Cel mai surprinzător a fost că constatăm că anume cei care până mai ieri semnalau de la toate tribunele despre încălcările masive ale drepturilor omului, dosarele politice, stat capturat, hărțuirea oponenților politici și persecutarea afacerilor, anume ei ne-au acuzat pentru că aceste abuzuri nu mai au loc. Am asistat la mesajele similare care au venit și din partea unor figuri de rang înalt, care au recurs la retorică publice, inadecvate, ce depășesc orice uzanță a diplomației și atentează la independența justiției. Aș vrea să vă reamintesc că justiția nu înseamnă a umple pentru bifă închisorile cu persoane nevinovate, ci a le demonstra prin probe concludente și pertinente vinovăției în cadrul unui proces transparent și echitabil. Anume pentru încălcarea acestor principii, statul nostru a fost și mai continuă să fie condamnat la CEDO, iar cei care pretind să întruchipează democrație și valorile europene ar trebui să fie cel mai cointeresați pentru că astfel de abuzări să nu se mai întâmple, excluzând din criteriile de apreciere dublele standarde. Toți noi am devenit ostatici stereotipurilor care ne țin ancorați în trecut și ne împiedică să avansăm. Nu tindem să fim simpatici cuiva și vom continua să luăm decizii nepopulare, dar juste. Vom continua să aplicăm toate căile legale de repunere în dreptul a persoanelor pe nedrept, urmărite și judecate penal. Pentru că, așa cum am mai spus, conjunctura
Și timpul politic de afară chiar nu ne interesează. Ne interesează doar când soluțiile pe care le vom lua să respectăm două principii. Drepturile omului și probatoriu acumulat. Doar așa vom asigura supremația legii, respectarea drepturilor și intereselor persoanelor. Sunt sigur că și societatea cu timpul va aprecia eforturile noastre de reinstalare a legalității și adevărului. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Unul din principiul de activitate organelor procuraturii este colaborarea cu alte instituții de stat. Noi suntem gata, a întâlnit cu doamna președinte și a prezentat toate informațiile legate cu activitatea organelor procuraturii. Sunt sigur și după asta părerea doamnei președinte va fi schimbată. Și sper că o să fim auzit. În primul rând, dacă dumneavoastră ați amintit, noi nu avem niciun legătură cu domnul Vyacheslav Platon în afară ca audierea lui în calitate de martor și parte vătămată în cadrul dosarelor penale care instrumentează în procuratură. Toți alți rest, asta niște aberații aponenților noștri care nu vreau investigarea dosarului furtului miliardului și informația care parvine din partea domnului Platon. Ceea ce referă posibilă audiere în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Noi periodic am prezentăm în Parlament informația legată cu investigarea furtului miliardului. Jumate, 6 luni în urmă, noi am fost audiat în cadrul Comisiei de Securitate, care a apreciat activitatea procuraturii pe investigarea furtului miliardului ca bine. Dar pe de altă parte, noi nu vrem participăm la show-urile politice care este inventată de niște forțe politice în cadrul Parlamentului. Noi suntem cooperanți, noi suntem gata, prezentăm orice informație bazată la legi. Prin această săptămână veți merge în plen? Noi prezentăm informații respective. Încă o dată vă spun, noi nu vrem participăm la niște show-uri politice. Dacă Parlamentul are nevoie de informație, este comisia, mai mult ca atât, că nu este și bază legală pentru asta. Este comisia specializată, care poate audia informația în mod restrâns și noi prezentăm toate informații. Vă asigur că nu avem ce prezentăm, ca niciodată. În perioada investigării. Asta e protestatari care fiecare zi stă în fața procuraturii, dar întrebați-vă ce evrei în general. Eu tot este niște oameni. Poftim? Desigur, eu am cu doamna respectivă am vorbit câțiva ori, mai mult ca atât. Doamna m-a rugat că eu trebuie rezist toate acțiunile lor. Încă o dată? Domnul Prohotniuc este o persoană cheie în privința căreia noi investigăm dosarul furtului miliardului. Noi avem multe comisii de erogatorie expediate în diferite colțuri lumii. Unde se află în timpul actual, noi nu știm, dar noi am adresat în câteva state pentru căutarea și identificarea locului domnului Plahotniuc. În unele cazuri avem niște răspunsuri negative, în unele cazuri până acum nu am primit răspunsuri. De câți ani va fi nevoie ca principale beneficiare a furtului miliardului? Eu deja am spus că anul viitor va fi un an determinant pentru investigarea dosarului penal. Clar lucru că oamenii care sunt în căutare, noi trebuie să găsim posibilitatea de a extrada în țara noastră. Și noi, în timpul actual, căutăm așa soluții. Inclusiv prin modificarea legislației care avem. Știți, eu chiar nu știu cum noi putem. Pot vă spun că nici o ședință
Pe dosarul Șol nu a fost semnat din cauza procurorilor. Totodată, toate amânările au avut loc la inițiativa avocaților lui. Cu regret avem niște acțiuni concentrate din partea avocaților, din partea organelor de justiție, ce legate cu investigarea dosarului furtul miliardului. Asta este o provocare pentru totul sistemul de justiție Republicii Moldova. Domnul procuror general, de ce în 2010 ați votat în Parlament împreună cu Vecislav Platon și deputatul Armenie Chepu proiectul de lege privind lichidarea judecătorilor? Și atunci și acum pot vă spun că sunt sigur, nu am avut niciodată nicio legătură cu domnul Platon. Nu am văzut domnul Platon nici în perioada când am fost deputat. Sunt sigur că Republica Moldova au nevoie de instanțele specializate și, în primul rând, instanțele care examinează dosarul economic. Mai mult ca atât, pot vă spun că în 2000 asta am votat, reșind din experiența care am avut în perioada respectivă. Mai mult ca atât, pot vă spun că atunci toate coaliția de guvernament a avut aceeași părere ca și eu, dar nu am avut atunci voie de a vota pentru altfel de decizii. Dar în 2011, mulți instituții internaționale au recunoscut că instanțele economice au fost lichidate Republica Moldova greșit. Și chiar acum avem niște discuții la nivel internațional pentru a crearea sau crearea instanțelor respectiv. Deciziile mele atunci sau votarea a fost legată numai cu necesitatea păstrării instanței respective. Și eu sunt sigur că poziția mea atunci a fost corectă și legală. Nu am primit materialele respective din Parlament. În apropiată timp nu apreciem materialele respective. Pot vă spun că în privința domnului Șor și oamenii care sunt în împrejurul lui, merge investigația. Încă o dată. Eu nu pot răspunde la întrebarea dumneavoastră din cauza secretului anchetei. Dar sunt deputați, au funcții publice? Sunt mulți. Cum comentați decizia că dosarele procurorilor care ajung la CIAT să fie trași la răspundere și să plătească prejudiciul? Nu, deja am avut așa o normă legală, care pe urmă a fost recunoscut neconstituțională. Dar totuși cred că asta este calea corectă. De ce procuratura nu își exercită atribuțiile și nu intervine nici de cum în atacurile radio care se petrec în ultima perioadă în Moldova? Vorbim despre Molda Sic și CNPF. Chiar o să lăsați ca Platon să manifeste mai departe? Noi avem așa materiale în procedură, noi examinăm, dar până cu procuratura nu a fost parte în litigiile care au avut loc între domnul Platon sau niște companii afiliate lui și companie Molda Sic. Noi considerăm că fiecare persoană fizică, juridică în Republica Moldova are dreptul a apăra interesele său în instanță de judecată. Dar totuși noi verificăm cât a fost corectă acțiunile și executorii judecătoresc după obținerea încheierii respective. Totuși, de unde domnul Platon cunoaște atâtea detalii în ancheta furtului miliardului? Eu vă spun, domnul Platon, cu regret, îmi pare rău că el fac așa fel de declarație, face așa declarație, dar el a fost audiat pe multe dosare. Și clar lucru că, mai mult ca atât, el a prezentat anchete, multe informații suplimentare, care până acum noi nu am obținut. Din cauza asta și clar lucru că el știe. Alte, după mine, probleme, că el iese și face niște declarații
Dar procuratura acționează reșent din declarațiile... Dar dumneavoastră ce propuneți? Noi ce putem închidem gura lui sau trebuie administrăm ce fel de declarație trebuie să fac? Asta ce fel de joc? Fiecare persoană au dreptul, dar asta 7 ani de acasă. Eu nu am auzit nimic din ce el a spus, ce poate prejudica de anchetă. Puteți să spuneți cum comentați pe un proiect de lege a apărut în natura lui Șor și Dumitra Laiba a fost o... Eu am spus că nu am primit materiale recent din Parlament și nu apreciem juridic. Cine a pus semnătura asta, în care condițiile a fost pus și mai departe? Noi nu lucrăm la comandă. Nu avem ordine de zi și lucrăm, parvine materiale, noi solicităm informația, noi nu suntem o echipă de pompieri, noi suntem procurori care trebuie aprecia și evalua toate materialele care vin în procuratură, mai mult ca atât, și solicităm niște materiale suplimentare. Domnul Stănoglu, în baza cărei prevederi legale, procuratura refuză să anchideze infracțiunile comise în cazul Bahamas și Buliocu. Nu cumva e neglijență sau dus de serviciu din partea procurorului? Vă răspund. Eu nu cred că dumneavoastră găsiți în țara noastră măcar un jurist serios, pregătit, care poate aprecia din punct de vedere penal acțiunile legate cu Culioc. Eu deja am anunțat mulți ori, mai mult ca atât. Eu am vorbit, am avut niște discuții și cu autorii demersului, expediate. Și ei tot au recunoscut că astea niște lucruri mai mult politice, care au alte consecințe. Acolo sunt multe detalii care nu poate să fie apreciat din punct de vedere. Eu deja am spus despre asta multe ori, că da, oamenii care fac așa lucruri trebuie să fie pedepsit în primul rând politic. Dar în cazul Bahamas, în cadrul dosarului ăsta, noi am audiat mai mult de 30 de oameni. Noi am solicitat avizurile sau din partea toate instituții de stat, ANI, Inspectoratul Fiscal, alte instituții. Noi am expediat câteva comisii de judecători la care până acum nu am primit răspuns. După primirea răspunsului, noi adoptăm deciziile respective. Eu cred că toți judecători care acum sunt în componență judecătorii sectorului Buicani, da, care examinează dosarele penale, au fost implicați în examinarea dosarele în privința actorilor din cadrul fraudei bancare. Nu cred că asta trebuie. Inițiativa noastră sau mea a fost legată numai cu faptul că dosarele legate cu furtul miliardului trebuie să fie examinate în mod prioritar. Noi nu putem permite că dosarul ăsta să fie examinat peste 5 ani. Avem o restanță acum, dosarele neexaminate, mai mult decât 4.000 de dosare. Și eu nu vreau că toată societatea, toată lumea aștepta 5 ani când vine rândul examinării dosarului. Asta a fost esența. Și noi nu am propus judecătorii. Asta decizia președintelui instanței. Păi da, dar dumneavoastră cum vedeți asta? Eu nu văd probleme careva. Dacă cineva din participanții procesului au careva îndoieli în privința judecătorilor, noi avem niște procedurile legale. Putem recuzăm judecătorul și mai departe. Andreea Candu a cerut investigarea manifestului de la Vulcănești, la care a participat și domnul Dodon. Vrem să știm dacă a fost înregistrat și investigat. A fost registrat și luat la control și expediat la examinarea poliției. Asta competența poliției. Alte probleme. Că la noi așa situația, că toate materialele expediază la procuratură. Nu avem organele poliției care trebuie registra materiale, să verifica.
și de o apreciere juridică. Noi, practic, am completat deja statele în sistem. Avem mai mult decât 700 de procurori care în timpul actual lucrează. Cu regret, mulți procurori în timpul actual sunt îmbolnăviți de COVID, dar totuși noi am asigurat în toate perioada asta funcționalitatea organelor procuratorii. Noi nu am avut nici pauze, nici întreruperi, nimic. Toate procuraturile, toți, pur și simplu, noi am întreprins niște măsuri pentru asigurarea sănătății procurorilor. Dar, în general, câți procurori lipsesc din sistem? Sau... Noi nu avem locuri vacante acum, aproximativ 10 locuri vacante în toate sistemele. Referitor la dosarul profesorilor turci, anterior ați declarat că domnul Vasile Bornea a fost condamnat la suspendare, dar potrivit demersului judecătorii Chișinău, după mine, dacă noi vorbim despre despre pedeapsă, pedeapsă la amendă 100.000 de lei sau 90.000 de lei, asta pedeapsă mai aspră decât o condamnare condiționată, după mine. Și mai mult ca atât, dacă dumneavoastră știți sau vreți să știți, eu am fost primul, da, care am anunțat despre că am avut așa de sentință, nicătând că instanța judecată a secretizat sentința asta. Și noi nu am avut intenția de a ascunde. Poftim? A fost intenția de condamnare. Da, desigur. Dacă a fost condamnat la amendă. Și în afară de asta, el a restituit sau a întors statul prejudiciilor care a cauzat statului 125.000 de euro care au fost plătite pentru familie profesorilor turci și aproximativ 400.000 de lei, asta costă zborului, avionului care a fost atunci. Dar este investigat de unde dumneavoastră are acești bani, în cont că ocupa doar funcții publice, unde salariul nu este permis și dumneavoastră în declarația de venit nu a declarat așa sume de bani. Vă spun, noi nu am verificat asta, asta este competența ANI, a verifica legalitatea veniturilor lui. De ce a fost programată ședința de astăzi Ședința de astăzi, așa am înțeles că din absența quorumului. Nu, ieri am vorbit cu doamna președinte CSM și a spus că cineva din membrii CSM au probleme de sănătate. Nu, eu nu știu, nu pot vă spun. Bine, vă mulțumesc mult pentru atenție. O zi bună în continuare.